și vorbesc despre gen, nu mai între scara de cutare și cutare. Dacă mă apropie prea mult, pierd volumul genului și o să văd eventual fragmentele de scoară, dar ia ceva. Și dacă mă duc mai mult, o să văd eventual combinația atomică. Dar dacă mă duc cu DX pe DT, nu văd nimic, în principiu că am pierdut toate astea. Pentru că DX pe DT e nimic, în principiu, deci la limită, fără spațiu, fără timp. DX e 0, deci conceptul ăla de viteză instantanee, simbolic, nu are acoperire în fizică. Și atunci am lucrat cu matematica de acolo. Aia la echilibru termodinamic. Da? Deci e foarte importantă observația, dar de aceea este grea și de aceea se spune foarte interesant de către Kenny, vă tot spuneam, o persoană importantă la London School of Economics. E cea care a definit cam cum se face transferul cunoașterii științei complexității. Nu se confundă nici cu teoria fractală, nici cu teoria haos, nici cu nimic, ci ele împreună formează un pachet care la un moment dat se asamblează de o altă viziune. Deci nu poți să mergi absolutizat numai pe haos, sau numai pe complexitate, sau numai pe fractal, sau numai ci ele împreună formează un mod de gândire, să rămână. Nu v-am remarcat. Zile, tați-mă. Foarte scurt, întrebare. Nu vi se pare că, de fapt, mișcarea s-a complicat foarte mult între sistemele vii, pentru că totuși există o constanță, și anume constanța câmpului gravitațional, și că nu se poate forma o structură haotică foarte complexă într-un mediu total haotic. Și de obicei, organismele vii s-au adaptat. Există un câmp gravitațional relativ constant pe care te poți baza și care este input-ul și pe care ai, altfel nu poți să-ți construiești o harta propriului organism. Referitoare la greutatea articulațiilor, oaselor și așa, mai departe. Deci, în esență, părerea mea, că orice structură, oricât de haotică are un schelet de stabilitate. Poate să fie oarecum imprevizibilă din afară, dar nu pentru organismul în sine, care o poate prezice. A doua chestie se referă la faptul, apropo de scară, s-ar putea și faptul că diverse sisteme pe care le studiem pare că la anumite scale sunt într-un fel și la alte scale sunt altfel, s-ar putea să fie tot o iluzie creată de modul cum interacționează sistemul cu noi observatorii la anumite scale. În sensul că, exact cum este mecanica cuantică, s-ar putea ordinea și dezordinea pe care le concluzionăm noi când analizăm un sistem, să se referă la modul cum transferă sistemul informații către noi la diverse scale. Când punem anumite aparate, când ne transferă o anumită cantitate de informații, deși ele ne pot lucra și poate părea în același timp și ordonat și dezordonat și în același timp, variind scala cu care studiem, de fapt ne filtrăm noi, aplicăm niște filtre și vedem sistemul până anumiți ochelari. Dar el e unul, este unitar, e oarecum studiabil de foarte multe unghiuri și, de fapt, ordinea și dezordinea sunt aspectele unității, două fațete diferite și care se referă, practic, ca o concluzie. Și așa mi s-a părut mie, ca o concluzie a prezentă. Este foarte coerent. Încă o dată vine problema respectivă, simpla idee că, încă o dată, două lucruri importante vis-a-vis de cele discutate. Problema legată de câmpul gravitațional este esențială, dar apoi o chestie foarte interesantă, foarte proaspătă, în care arată, de exemplu, că viteza, direcția pe care cinetica reacției chimice este maximizată, este undeva la un unghi față de direcția gravitațională. Ceea ce e foarte interesant. Asta da naștere la niște oscilații între gradientul pe verticală gravitațional, de exemplu, prin fenomenul de difuzie care este dat pe gravitațional, care în spațiu nu există și atunci avem probleme în anumită factură. De aceea, când mă duc cu experiența asta în cosmos sau în zone de microgravitație, începem să vedem, de exemplu, acolo am viteză numai de, cum să spun, am numai forțele de coeziune moleculară și de legătură pe tensiunea superficială cu vasul, nu mai am vasul care să fie țin pe loc. Și când te duci în spațiul cosmic cu o sticlă cu apă, în loc să stea apa acolo, apa îmbarcă paharul. Și îți devine de jur împrejur. Deci, sigur, în spațiul e altceva. Sigur, ai dreptate din anumită punct de vedere că funcție de scară, dar asta e poanta. Deci nu mai zicem că este bun sau rău, ci adecvat întrebării. Asta e mare problemă. Funcție de întrebare pe care o faci, să alegi filtrul la care trebuie. Până acum, să din păcate, am luat un filtru foarte mecanic, derivat în general, cum se face acum foarte multe statistici, de exemplu, în medicină, și o aplicăm, dar relevanța este mică. Dovada este că se paralizează mai fabrica de medicamente mai mult decât zona respectivă. Deci nu mai pun problema dacă este bun sau rău, ci adecvat. Poți să aleg instrumentul adecvat întrebării care o fac. Că sigur, realitatea este multidimensională și funcție de modul în care pun întrebarea, poți să găsesc aparatul la care crei proiecție pe aparatul respectiv, poți să relevi ceva. E corectă zona respectivă, dar aceea nu e contradictorie, ci îmi diversific cantitatea de aparate și îmi precizez mai bine intervalele pentru care anumită afirmație este corectă. Atunci amestecăm între afirmații corecte și incorecte în raport de scară de măsură. Altă întrebare. Subiectul oricum este extrem de vast, este doar de început.
nu se dau lecții, te rog. Am văzut că s-a tot evitat răspunsul și am vrut să întreb din prima. Întrebarea mea era mai clară, mai punctuală și leagă în confer toate celelalte întrebări. Haosul este o măsură a incapacității noastre de a determina ordinea în perfecțiunea Universului? Răspunsul meu este da, noi suntem incapabili în momentul de față să determinăm perfecțiunea Universului. Dar nu zici faptul că nu suntem capabili? Să ne imaginăm așa. Facem o experiență foarte simplă. Avem un obiect observat, cu un canal de transmisie și un observator. Care este situație. Banal vorbind, dar lucrurile se pot rafina. Dacă fenomenul observat, în principiu, este nepredictibil prin însă și esența lui, se numește haotic. Un sistem, dacă îi pun eticheta de haotic, hazard, iertați-mă, dacă pun eticheta în matematică de hazard, este ca la, cum să spun, este principiul fundamental al elementelor în care evenimentele n-au legătura unele cu alte, este un lanț printr-un amănunte statistice. Dar e prototipul de gândire care nu poate fa predicție. Întâmplarea este esența însă și obiectul observat. Sunt sisteme de acest gen. Există sisteme, de exemplu, eu am un salariu fix, dar venitul meu poate să fie aleator. Pentru că pe parcurs, de la momentul sistemului observat care înseamnă salariu, apare evenimente pe canalul ăsta, zgomote, adaosuri, și poate să fie venitul meu nepredictibil, deși salariul meu e fix. Deci sunt alte fenomene, de aia se numesc aleatoare. Fenomenele aleatoare, într-un fel sau altul, în esența lor, în spațiul semantic al cuvântului aleator, este în proporție mare fenomenul, canalul cu care se transmite informația către observator, nu obiectul observat. Iar când zic haos, exact ce ai zis tu și avem dovezi de genul ăsta, este incapacitatea observatorului de a-i spune haos determinist. El e determinist. Eu nu știu să mă fazez cu el și avem probleme, dar am început să înțelegem chestia asta. Și ce vrem să vedem, cum pot să văd această periodicitate, care nu este o periodicitate banală. Nu știu cât să aștept să văd că se reproduce, de exemplu, dacă sunt în haos de departe. Știu sigur că e predictibil. Știu sigur că e reproductibil. E făcut în ecuație diferențială. Pasul următor depinde de pasul anterior. Și cu toate astea, observatorul, doar în prima etapă de tranziție către haos, poate eventual să facă predicții, să zică, da, într-adevăr, este ceva care se va repeta după 20 de ani. Dacă e puțin mai încolo, nu mai pot. Deci observatorul. Se numește haotic de aici, acel fenomen a cărei esență de întâmplare este proprietatea observatorului. Dar tocmai pentru că știu chestia asta, începem să transformăm și scopul în sine este să încep să ridic funcția, să cunosc funcția transferă observatorului. Și facem neuroștiințe și facem științe cogniții și ridicăm mintea, astfel încât să vedem dacă și în ce context și putem să facem filozofie, putem să facem și experiențe, dar să și frumusețe. În ansamblu, realitatea, asta a fost mai multe clasificări, realitatea de fapt e cam o combinație din fiecare parte. O parte e observatorului, o parte este o vina fenomenului observat, alte canale de transmisie. Dar știind începi să poți să adaptezi. Și e foarte importantă chestia asta. De aceea, în principiu, goana actuală nu este decât pentru adecvare. Nu mai este pentru a ne bate că așa este. Adecvând contextul experimental, dacă avem nevoie, sau contextul conceptual, dacă avem nevoie, în raport cu tipul întrebării care o punem. Și a scării pe care o punem. Mai interesant este când începem să... Matematic ușor, pentru cei care au abstracție matematică, e ușor. Imaginați că avem, practic, un fenomen, nu contează care e, că aici este o mulțime de evenimente, mulțimea M, cu niște proprietăți. Pe 1, pe 2, pe 3, virgulă spațiu, virgulă timp. Nivel matematic, o să renunț la cele două. Cum arată fără cele două? Pe prima dată, când vreau să trupez asta fără spațiu, în sens, fără timp, în principiu, elimin timpul și harta concare și tot ce înseamnă, cum să spun, spațiul față, asta face. Mă păsesc într-un spațiu în care elimin timpul. Și automat văd traiectorii, nu știu cum se vor face, dar știu clase. Pierd ceva din predicție dacă știi ceva în înțelegere. Nu întotdeauna se pune problema să am și înțelegere și în același timp și predicție. De aceea, de multe ori, unele lucruri sunt fenomenologice, nu sunt structurale. Dacă structurale, pot fi atașate cuvinte, formule, relații, pot fi făcute orice transmisie în părți. De aceea este structural, părți. Dar există și o formă în care este un contact numai de tip fenomenologic. Și atunci se constată că mintea prin intuiție are și un cadru de contact cu o realitate mai profundă. Între cele două trebuie să existe un echilibru. Atunci închei cu observația că de rest ne sugera. Există un nivel empatic cu universul. Asta ar fi, de exemplu, a fire, zicea el, adică un fenomen de însămânțare a ideii într-un cap, după care un fenomen de desfășurare a ideii și de o stare interioară. Mamă, ce interesantă este ideea de a încăda în cuvânt, după care apare și cuvântul și apare nevoie de a spune. Deci a fire, a ști și a spune. Așa se răcește din cunoaștere cu informație care devine bun contra la consum.
ce de-am trăit, ce-a trăit Einstein, dacă am știut despre ce e vorba, dar fiind din cauza transmisiei cuvinte, ce-a trăit Einstein, habar nu avea. S-a sărăcit o mică parte din Einstein în cuvintele. O mică parte din Newton este fui egal cu mora. La legea în principiul Newton. Dacă citiți principia lui Newton, vedeți câtă filozofie, câtă alchimie, câtă gândire a fost până când a elaborat. Noi am reținut din Newton numai partea aplicativă. Dar a fost foarte combinat fenomenologic cu o experimental, că era născător de noțiuni, nu era copiator de ciclul la școală în lecția de fizică. Iar noi acum începem să rafinăm din ce în ce mai tare și pe chestia asta începem să devenim fiecare cât un Einstein. Nu mai pot să zic că învăț devenind Einstein prin copiere. Creăm un context în care copilul se descopere și când descopere, e o parte din Einstein. Deci nu mai dictez eu legi să le învețe. Îi creez contexte, îi creez spațiu experimental, quest-uri, fel de fel de expediții. Dar șez lucrurile de asemenea manieră inteligent decât trecând pe acolo să descopere ce a vrut să spună Einstein. Nu să-i spun așa e Einstein. Ca să poată să înceapă să dezvolte gândirea, nu să dezvolte reproducerea. Și de sunt pași. Din păcate, în loc să intrăm în jocul ăsta, să ne adunăm, să creăm contexte cât mai diverse, ca fiecare trecând pe acolo să găsească ceea ce ar putea să fie util lui, ca entitate umană, în dezvoltarea lui personală, criticăm sau suntem hipercritici, să stai acuzați de sănătate, că România este foarte creativă, dar hipercritică. Și prin hipercritic ne blocăm chiar valoarea pe care o avem. Pentru că toată este exportată fără valoare de adăugată aici, este preluată omul dus în sănătate, aici e frustrat, acolo este aplaudat, aruncat, copiat și aruncat. Poate reușim să înțelegem fenomenul ăsta și să nu mai discutăm în știu eu, nu știu eu, e bun sau nu, alb sau negru, corect sau incorect, ci hai să vedem dacă putem crea adecvat în raport de tipul întrebării. E biologie sau este roata dințată? Pentru că roata dințată găsesc ceva, în fond biologie, altceva. Ce fel de biologie? Este în sens de sănătate sau în sens de social, care înseamnă grup? Deci funcție de tipul întrebării pe care o pun. Nu extrapolez o idee dintr-o idee, într-o tot altă zonă chiar așa abuzivă. Se poate face o transferanță de tip, cum să spun, senzație, asta, cum să spun, pentru o metaforă. Dar metafora respectivă e doar un punct de contact, pe care trebuie structurată. Data de văd, pot să spun, mă cert ceea ce se spune, trei înseamnă haos, de când ai trei atractori posibile, cea pe mâini, stabilitate, mită, haotică. Haos înseamnă un mediu de instabilitate care poate naște spontan niște elemente de ordine, stări stabile. Stările stabile nu sunt predictibile decât într-o hartă logistică. Știu că va avea 5 stări posibile, dar nu știu care sunt ele și cum, în ce ordine vor fi. Știu, de exemplu, că în viața unui om va fi o ceartă foarte mare, două mai mici și patru și mai mici, 100.000 foarte mici. E o lege de tip 1 pe el. Dar să spun când e cearta cea mai mare. Sau că mâine urmează o ceartă foarte mare. Dar știu parte în asta. Nu știu. Știu atâta că legea lui Gutenberg are puține cu termene foarte mari, mai multe foarte mici, foarte multe foarte mici. De pe o lege liniară, care legea Gutenberg. Dar nu o să știu când e cu termene. Dar știu cum se produc, de ce se produc, nu o să știu când. Unele lucruri le știu când, altele, dar nu le știu niște probleme, sau le știu cum, dar nu știu când. Toată problema este să pot să mă jonglez cu ce cu butonul să fie la mine, ca să mă adaptez în raport cu ce mai tează pe mine ca omul ce vrea, societatea care știu cine e, ca să fac profit pe toată câmpul muncii, la să-mi faci. Deci sunt problema să încercăm să ne ajutăm, asta e sensul acestor întâlniri, nu atât să ne auziți pe noi vorbiți o monolog, acum am cer scuze mai mult eu, deci în principiu ce e să vă auzim vorbind, te vedem aici. Pe drum, acasă, noi invităm, vă reciproc, îndepă telefoane, scopuiesc de tot dată. De ani de zile insistă să facem. Fiecare vine, se așează, pune contribuție sau critică și pleacă. Dar nu puteți aici să vreau de la care puteți să vă întâlniți, că înseamnă că aveți o nevoie comună. A schimbat pe telefoane, faceți networking. Adevărat. Cu dorința cinstită de a afla. Cunoșteți-vă meseriile, habar n-aveți cine sunteți, dar nu se pune la aveți calea grădiniță, fiecare să spună cine e, ce face. E penibil. Asta e socializat, face numai la de lădâmbare pentru leadership. Dar rugăm și cu bombare să socializăm. Ăștia ar fi mai serios, zic eu. Uitați-vă unii la tu, adunați-vă, invitați-vă, povestiți-vă, implicați-vă nepoții, copiii în joaca asta ca să puteți avea un mediu de discuție și atunci să creați o societate mai normală. Așa este visul nostru, noi asta facem. Consider că subiectul nu se poate epuiza în seara asta. Considerăm toate că ar fi bine de plecat.
niște oameni care se ocupă de ea în mod explicit, cu aplicații, cu tot, dar complicitatea nu este teoria haosului, ci teoria haosului este doar o bucățică din tot ce vizionă. Ele se asamblează de tot, pe măsură ce fiecare fiind este cunoscută în timp, când se asamblează, urmă se face o altă vedere. Aceea, complexitatea este o schimbare de paradigmă. Cu avantaje. Chiar dacă este o etapă intermediară pentru altceva. Ne scoate dintr-o relație cauzală, ne scoate de relație cantitativă, de șansa unei forme calitative să exprime, caută deja invarianți pentru a exprima forme calitative, pentru o semiotică semantică nouă, începe să înțelege diferența cât de cum a construit și cum a construit natura și de mai diferența respectivă, când am băgat într-un mediu care bate, nu cântă, monoton, cu grămadă de sunete monotone, când natura mă face stabil, numai când merge pe zgomotul la naturii. Deci avem și așa o grămadă, numai din astea trebuie spuse, avem o grămadă de poluare prin formă, prin structurile care au fost, nu prin formă paranormală, ci pur și simplu din vibrațiile pe care le are structura respectivă. Deci avem ce face prima etapă, până ne cunoaște lumea, și însă indirect peste sute etape, pentru că nu ne înțelege nimeni, și păcat. Dar știm unde trebuie să ajungem. Cu teme, în calitatea vieții, asta e problema. Scopul este să facem mai ca nu să arătăm că știm, ci să fim, să fim mai destinși, mai puțin frustrați, mai puțin presați, mai puțin depresivi. Pe bine, a doua zi, să zici, mă, băi, încă o zi și minunată, că vin într-o zi, zic, eu, ia bine lui. Și avem ce face. Vă mulțumim că ați avut răbdare pe lângă noi la această seară. Vă rugăm mult de tot să încercăm să folosim spațiul de comunicare prin internet. E foarte important să vedeți ceva de atâta ori. Drugămita. Stresați-mă, întrebați-mă, am cărți, am probleme. Are o capacitate extrem de sinteză, ce înseamnă teoria cunoașterii, formarea minții, ampiaje. Cum l-a făcut? Ce experiență a făcut? De ce să nu stați de acolo cu el direct? Toți care oamenii care au fost aici, este și doamna profesoară Iana Avram, care este acolo cu minte în spațiu, pe probleme de design vestimental, dar de fapt pe forță, primele zone de training, de forță, din țară. Persoanele sunt niște resurse care s-ar lăsa într-un fel sau explorate. E acolo și Simona și mulțumesc cu ocazia asta încă o dată pentru faptul de a găzduit aici, în această sală frumoasă. Și vă așteptăm la un hotel. O întrebare pentru master. Ați vorbit mai devreme de sisteme dinamice evolutive, da? Vorbeam la un moment dat de acele curbe șerpuitoare transpuse în geometrie, înseamnă niște curbe șerpuitoare. Vorbeam de geometrie dinamică, da? De acord. Vorbeam de niște adaptări, iarăși suntem de acord. Sunt autor unei teorii unificate, geometrodinamică elicoidală. Deci, în acest context, curbele șerpuitoare, geometrodinamica și noțiunea de atractori, toată teoria este bazată pe acești atractori, mie, teoria mi-a spus următorul lucru. Acești atractori sunt, de fapt, parteneri, da? Replică a acestor sisteme minimale. Da? Deci acele curbe șerpuitoare se duc către atractori, care atractori, la rândul lor, se duc către alți atractori și așa mai departe. Este un pattern. Da? În momentul de față, de exemplu, s-a determinat radiația cosmică de fond, are formă sinusoidală, într-un fel, în amprentă. Și nimeni nu înțelege de ce. Eu deja m-am prins, pentru că toate lucrurile astea sunt extrem de clare, numai că logica încă nu se vede. Deci, în contextul ăsta, vă rog să comentați. Dacă acești atractori, așa îmi spune, deci toată practica îmi spune că acești atractori sunt și niște sisteme evolutive către care vin alte subsisteme mai mici, sinusoidal, ei însuși, da? Pentru că la un moment dat că atractorii sunt periodici, fazii periodici, serii periodici și așa mai departe, deci acești atractori sunt fluctuanți, adică practic sunt ei însuși și niște șerpișori. Nu înțeleg că sunt de acord, asta ridică o problemă care are un corespondent în dezvoltarea cognitivă. De momentul în care ești în punct am amintit în funcție structurile cognitive de adaptare la medii, da? Și până la știință. Deci problema filiației. Deci ceea ce dumneata indice este problema filiației a tractorilor. Și chiar în viitul ca să te studiezi, este un atractor. Asta,
îți explică și nu în detalii, dar în linii mari, de ce evoluția are mecanisme tranzitive, adică o structură validată în contexte adaptative cu stresori și rezistența ei a fost probată, ea este conservată și integrată în altă structură. Și asta explică de ce noi avem în structurile noastre ADN și așa și molecule pe care le au, cum să zic eu, multe alte specii, nu în comun, tocmai aceste pattern-uri genetice și viață, le au în comun cu toată viața, cu atâtea specii. Deci au fost elemente de construcție pentru toate speciile, în organizări diferite, distincte. Da? După informația este același pattern, ADN, ARN. Exact. Și atunci, într-adevăr, același fișor. Același fișor. Deci, această filiație structurală, între aceste atractori. Și atunci, studiul ăsta al atractorilor și compararea lor în diverse scenarii, observații după aia experimentale. Au logică, nu sunt perfecte. De ce? Asta ar fi programul. Asta te duce după aia la mecanisme endosimbioze, da? Din biologie. Da? Deci, crearea unui structuri în simbioză. Da? Așa. Care ar fi un punct. Reguli de interacțiune. Reguli de interacțiune ale sistemelor, intersistemice, la mediu și așa mai departe. Sigur că da. Și asta, cum spun, îți explică de ce evoluția înseamnă, ca să o spun sintetic, așa după Piaget, este continuitate funcțională prin discontinuitate structurală. Deci, continuitate funcțională, adică totul, nicio funcționare nu se întrerupe. Și dacă pulsul este pus în pericol, trebuie restructurată structura anterioară și îmbogățită ca funcționarea să continuă. Deci, mi se pare, cum să zic, just și promițător, dar cu condiția să se studieze toate tipurile de atractori, da, și combinațiile dintre și interacțiuni dintre ele, din care iese după aia o linie de filiație. O linie de filiație și de complexificare. Fiindcă asta e interesant, adică ce a fost mai, cum spun, elementar, și elementar nu înseamnă simplu, dar știi, așa, a fost integrat într-o structură mai complexă și uite tot așa, da? Și asta, cum să zic eu, mie îmi sună foarte frumos, pentru că epistemologia lui Piaget este unica, unicul program epistemologic care face un arc între biologie, da? Așa, mental, mentalul în general, da? Și logico-matematică, formal, da? Ce n-a putut el să facă este să ducă mai adânc înspre genetică și evoluția filogenetică. Dar el spune următorul lucru, că cogniția nu este decât o amplificare și o perfecționare a adaptării biologice acestor patternuri fundamentale ale vieții, da? Care ajunge la un moment dat să reflecte aceste propriile sale patternuri. Are o carte foarte frumoasă pe care le pot să te împrumut, ar fi exact pe direcția gândirii tale, care se cheamă Adaptare Vitală și Psihologie Inteligentă. Da? Deci am lansat și mai practic în laboratorul acasă. Adică deja Dar ce vreau să spun, Piaget a făcut-o puță, adică o fără să aibă atâtea garanții experimentale și atâtea metode experimentale, când a scris cartea respectivă. El a făcut un experiment în natură foarte frumos, a avut o linie, deci o muscă, pe care a studiat-o de la 15 ani, ducând-o în diverse medii și observând ce transformări a suferit, ce factori de mediu interacționat. Era interesant în seara asta să vedem interacțiuni intersistemice, nu au zis niciodată. Pusă lângă diverse plante, în medii cu
suspeciune sau umilitate, puse lângă alte surori ale ei, dusă la înălțime, dusă la mare, dusă la de, albă la poli, deci, deci ca să vadă relațiile dintre genotip și fenotip, adică varietatea fenotipică. A observat chestia asta și are acest exemplu pe care îl laudă și mari biologii, în natură, în experiență în natură, de la 15 până la 80 de ani. Deci a avut atâta răbdare. Și weekend se ducea să-i vadă lumina. Pe baza acestui experiment avem și niște ipoteze plauzibile și care, mă rog, că au fost confirmate și prin alte metode. Dar ideea asta a filiației de atractori, eu nu puteam să dezvolt teoria fără atractori. Da. Deci am ajuns la concluzia că sunt esențial, am plecat în atractor pentru că asta nu se mișcă ușor. Și această filiație, adică modul în care interacționează acești atractori... Între ei, nu se cunoaște. Aici se izolează sistemele, izolăm sistemele, analizăm și o mare prostie. Aici este misterul și... Aici era cheia, aici era cheia. Ca să încheiem în seara asta, ideea de bază e departe, problemele legate de structura fractală, a evoluției fractale a atractorilor, foarte interesantă, pentru că ei sunt atractori strani, cu o grămadă de bifurcații, poate, deci există multe elemente care confirmă, care merg în direcția respectivă, unele sunt teoretice, alte experimentale, că cele două se întâlnesc, chiar se pot susține reciproc. Esențial să există o comunicare între persoanele care reușesc să atingă acel nivel de punere a problemei. Vă spuneam că, în principiu, se identifică, în interacțiunea se identifică prin niște urme de tip pattern, se face o semiotică, știu că o semantică, ca să înțeleg ce se întâmplă acolo, uitându-te la efectele atractorilor diferite de fațete. Deci sunt legi și se caută, nu s-au rezolvat de problemă și este informare. De aceea e bine, te țin minte că domeniul este foarte important și trebuie să găsim formele respective de comunicare pentru a crea comunitatea științifică cu comunitatea de oameni, cu comunitatea care vrea să aplice diferite fațete, fie bazându-te pe un experiment crucial, se numește, care trebuie validat de alții, nu de cel care o firmă, sau de o teorie care, într-un fel sau altă, extinde o teorie existentă, chiar dacă o face într-o formă, să zicem, discontinuă, de o destrăpungere, dar teoria respectivă înseamnă că îi găsesc imediat niște elemente de validare, pentru că dacă ea este și validă și de prea mai mare generalitate, celelalte devin cazuri particulare, ceea ce ar trebui să fie ușor să fac un exemplu care să înțeleagă toată lumea, inclusiv comunitatea științifică, care, paradoxal, după perioada este extrem de sensibilă la așa ceva, pentru că lumea caută ieșiri. Deci există fonduri de cercetare din asta exploratorie, cum se numește, sunt fonduri de cercetare exploratorie pe domeniul fondurilor elvețiene, de exemplu, pe domeniul fondurilor, cum să spun, finlandeze, de exemplu, ca în România, care asta caută. Deci toată problema este să găsim contactul, astfel încât experiențe locale să poată să capete o anumită încărcătură și o anumită generalitate, ca să poată fi absorbită de comunitate. Mulțumim mult, vă așteptăm lunea viitoare. Peste două săptămâni avem o altă întâlnire foarte interesantă vis-a-vis de Doru Davidovici. Nu știu cine știe despre Doru Davidovici. Este un aviator de supersonic, a scris multe cărți, poezii și science fiction. În același timp, un prieten foarte bun și la carte comemorăm că 26 de ani de când a murit, a căzut cu avionul. Și este o persoană interesantă care a avut șansa să exploreze niște trei personale supersonic la care să le povestim, fiind un prieten lui apropiat. Deci peste două săptămâni mai vorbim. După care, peste o perioadă de, o să spunem, din timp, o să avem o continuare discuție respectivă de, cum să spun, mai aplicată, dacă vreți, apropo de modul în care se măsoară, cum se determină atractor, cum se realizează elementele de aplicație și mai ales un set de aparate și de lucrări științifice de nivelul alt. Dacă o trebuie pornit. De la nivelul ăla trebuie mers mai departe, pentru că dacă vii cu ceva perpendicular pe ele, lumea nu o să accepte. Dar de cum? Că nu poate judeca. Dar saltul e suficient de departe ca să merită mai departe, în toate niște direcții. Mulțumim!